Bună dimineața, numele meu este Luiza Popescu și fac parte din Asociația Măgurele Science Park. Am preluat gestionarea pilonului educațional de la colega mea, Iuliana Iliescu. Pe scurt, două cuvinte despre Asociația Măgurele Science Park. Este motorul dezvoltării celui mai mare parc științific și tehnologic din România, care își propune să creeze o punte de legătură între mediul de cercetare, mediul privat, mediul academic și instituțiile publice. Unul dintre pilonii de activitate ai asociației noastre este cel educațional, iar în cadrul acestui pilon, una dintre temele pe care le abordăm și asupra cărora ne focusăm este educația financiară. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Ciprian Bradu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru invitația de a lua parte la acest webinar. Două cuvinte despre domnul Bradu, apoi îl las pe dumnealui să vă spună mai multe. Este referent de specialitate în Serviciul de Educație Financiară din cadrul Băncii Naționale a României. Lucrează de mai bine de 3 ani în cadrul acestui serviciu. De asemenea, este doctor în economie și are o experiență de peste 5 ani ca profesor preuniversitar de științe economice. Domnule Bradu, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de noi și vă invit să discutăm cu elevii liceului din Brănești, Liceului Tehnologic Cezar Nicolau Brănești, despre buget, despre ce înseamnă bugetul și cum se gestionează el. Vă dau cuvântul, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu pentru introducere și pentru că m-ați invitat. Mă bucur să interacționez și cu elevi din localitatea dumneavoastră. Este prima dată când fac. De obicei avem în București, am avut multe activități și în județele limitrofe. Aș vrea, pentru început, ați auzit în introducere despre Banca Națională. Cine ar putea să-mi spună ce știți despre Banca Națională? În ce context ați auzit despre Banca Națională? O să fac și share între timp. V-aș ruga să ridicați, aveți acele emoticoane de acolo, de la reacții, și să ridicați mâna dacă cineva dorește să intervină. A auzit cineva despre Banca Națională ceva? Așa, avem aici un iPhone, te rog. Reglementează activitatea băncilor? Da. Este Banca Națională este într-adevăr banca centrală și are o relație în mod special cu băncile comerciale. Foarte bine. Mulțumesc. Cine a mai auzit despre Banca Națională? Sau ce a auzit? Stabilește cursul valutar zilnic. Foarte bine, este legat într-adevăr și de cursul valutar. Banca Națională urmărește activitățile băncilor comerciale și pieței de schimb, da? Și comunică zilnic, da? Cursul leu-euro. Foarte bine, foarte bine. Aș dori, referitor la această întrebare, imediat, o să vă pun un link în chat pentru cei care n-au avut încă curaj să zică. V-aș ruga să accesați linkul din chat, da? Și să completați în acest link fraza care este imediat o share-uiesc. Da? Așa o să arate link-ul. Atunci când aud despre Banca Națională a României, mă gândesc la un cuvânt. Da? M-aș bucura un cuvânt să scrieți. Vă las un minut.
Da, Silviu, dorești să spui ceva? Sau... Merge să accesați link-ul? Când ați întrebat la ce venim pe Student Banca, atunci pentru atunci a rămas. Ah, ok, a rămas, ok. Ok, deja văd că primeți răspunsuri. Mulțumesc frumos. Pe mine mă ajută să-mi calibrez viitoarele prezentări, această întrebare, și totodată să văd ce știți, dați primele răspunsuri pe care le am de la voi. Bun, vă mulțumesc frumos pentru tuturor celor care ați răspuns. Prezentarea mea de astăzi, cum a spus și doamna Popescu, are în centrul bugetul, da? Și legat, bugetul ne ajută foarte mult la economisire. Și va fi structurată în patru părți. Sper să reușesc să ating toate cele patru părți. Dacă nu, poate vom mai avea o altă întrevedere și dacă există dorințe din partea dumneavoastră. Banca Națională a României, într-adevăr, este o bancă centrală și în relație cu și are un rol de supraveghere a pieței bancare. De ce facem noi, Serviciul de Educație Financiară, aceste activități? Pentru că ne dorim ca populația țării să aibă o relație cât mai sănătoasă, să o numesc așa, în relația cu banii. Și pentru ca moneda noastră, leul, să fie stabilă, să fie cât mai stabilă în relație cu celelalte monede. În atingerea acestui obiectiv de stabilitate, o luptă principală este cu inflația și noi, cetățenii, reușim să contribuim la acest demers în atingerea obiectivului fundamental al Băncii Centrale, acela de stabilitate a prețurilor, prin a avea o populație cât mai educată financiar. De aceea, primul aspect în relația noastră cu banii este să facem o diferență între nevoi și dorință. Nu știu dacă ați mai trecut prin această abordare, dar constituie o mică recapitulare, ca să zic așa, de la orele de educație financiară pe care le-ați avut anii precedenți, să știm să facem diferența dintre nevoi și dorințe. Da? Atunci când facem o achiziție, să ne gândim, am nevoie sau îmi doresc, da, acea achiziție. Aici am pus definițiile așa mare despre nevoi și dorințe și vă expun atenției voastre câteva exemple, da, referitor la diferite aspecte ale vieții noastre. Când vorbim despre mâncare, da, ne dorim, atunci când facem o achiziție din nevoie, mergem la supermarket. Când vrem ceva mai elaborat sau vrem să facem poze, să le punem pe Facebook că am mers la nu știu ce restaurant, atunci vorbim despre dorință, da? Da? De aceea, dacă noi reușim să ne raportăm la bani în funcție de nevoi și dorințe, vom contribui cu toții la, așa, o mică părticică, la a gestiona cât mai corespunzător banii. Bun. Aici am făcut un mic, dacă aveți la îndemână o foaie și un pix. Vă puteți face acest mic tabel în care să enumerați câteva obiecte sau activități pentru care ați economisit bani sau ați pus bani deoparte și să le categorisiți dacă este o nevoie sau o dorință. V-aș lăsa câteva momente, da? Deci voi vă doriți ceva, e imposibil să nu ne dorim ceva sau să vrem ceva, da?
cât bani l-ați evaluat, l-ați evaluat, da? Și dacă ați putea face funcție de cele spuse anterior, dacă este o nevoie sau o dorință. Este cineva care ar dori să ne exemplifice un obiect dorit sau pentru care a strâns banii deoparte și să ne mărturisească dacă este o nevoie sau o dorință? Așa. Luana, te rog. Da, pentru o pereche de Adidas strâng o lună bani și apoi îmi iau, asta fiind o dorință. Deci este o dorință pentru că dorești un anumit model, nu? Sau un anumit brand. Da. Nu neapărat că ți s-a stricat precedenta încălțăminte și ai nevoie efectiv de pereche de Adidas. Exact. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, Luana. Da, acesta a fost un exemplu, da, în care să categorisim achiziția pe care dorim să o facem, da, în funcție de nevoi sau dorințe. Dacă cele mai multe achiziții ale noastre se vor axa pe necesități, pe nevoi, atunci veți avea o relație pozitivă cu banii și veți reuși să-i gestionați mai bine. Bun, să mergem mai departe. Puteți să-mi dați exemple de câteva dorințe personale la care ați putea renunța fără probleme? În momentul de fapt. Deci vă doriți ceva... iPhone, să vedem. Eventual să spui și numele, te rog. Îmi doresc o vacanță, dar nu este o nevoie, este doar o dorință de moment acum. Să nu cheltui banii pe... Am înțeles. Da, o vacanță depinde în ce moment, că dacă va fi la vară, vom avea cu toții nevoie de o vacanță. Adică sunt unii care lucrează atât de mult și am avut și o perioadă de acest gen în care chiar aveam nevoie de o vacanță. Adică lucram în medie 10 ore pe zi și câteva luni constante și la un moment dat chiar aveai nevoie de o vacanță în acest sens. Da? Chiar sunt niște imagini pe internet în care am nevoie de o vacanță, cineva să mă răpească, să mă ducă acolo. Da? Aici este chiar nevoie. Dar dacă îmi doresc o vacanță în insulele Canare, nu știu, sau în Republica Dominicană, să mă duc chiar în timpul școlii, nu? Îmi doresc o vacanță în săptămâna viitoare, dacă se poate, să, la fel, acolo e mai cald, nu? Și să îmi fac poze să le pun pe Instagram și așa, da? Devine o dorință, da. Mulțumesc, da, este o dorință aceasta, da? Aici este o dorință. Dar vacanța poate să fie și o nevoie, da? De aceea aveți acele perioade bine stabilite într-un an de zile. Mulțumesc frumos! Bun. Trecând de la această raportare a banilor, da? Cum ne raportăm la bani în funcție de nevoi și dorințe, putem să categorisim mai departe banii cu care intrăm noi în contact în funcție de venituri și cheltuieli. Da? Până acum am vorbit în special despre cheltuieli, cum realizăm în funcție de aceste nevoi și dorințe, dar totodată ne interesează și aspectul cum vin banii la noi, nu? De aceea se numesc venituri, da? Ceea ce vine, cum vin banii la noi. Și probabil știți că majoritatea veniturilor sunt sub formă de salarii. Fie că vorbim despre
salariile părinților voștri sau ale profesorilor, da? Majoritatea dintre noi suntem angajați, la fel ca și da, avem un salariu costat. Dar am enumerat aici câteva forme pe care le aveți voi sub formă de venituri. Diferiți bani pe care îi câștigați, da? Poate a fost acum mărțișorul și ați făcut un târg de mărțișoare și ați reușit să le... Cei care aveți îndeleniciri artistice și le-ați vândut și ați avut o formă de bani câștigați. Cei din mai meritoși dintre voi poate obține burse de merit sau diferite forme de cadouri. Da? Sau este cineva care și-a făcut, nu știu, și-a calculat suma totală a veniturilor într-o lună? Nu știu, ați fost preocupați sau voi aveți și din alocații, dacă nu mă știu, da, alocațiile pe care le primiți. Ia, Luana, văd că vrea să fie activă, dar ia să lăsăm pe altceva. Uite, Radu, Adrian mi-a apărut mie aici. Ți-ai calculat, Adrian? Da. Veniturile? La ce venit ai ajuns tu așa? Lunar. 400 de lei. 480 de lei, da? Da. Ok, este o sumă, da? Bravo, foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc, Adrian. Și acești bani pot proveni și de, ca bani de buzunar pe care vi-i oferă părinții voștri, da? Bani de buzunar. Este foarte bine, da? Încercați să vedeți câți bani vă intră în buzunar în decurs de o lună în zi. Ca să știți să vă raportați la cheltuieli. Da? Pentru că noi românii avem tendința să cheltuim mai mult decât încasăm, mai mult decât, decât toate veniturile și de multe ori noi românii recurgem la împrumuturi. Fie că este vorba de împrumuturi de la vecini sau chiar de la bănci comerciale. Bun. Nu știu dacă careva dintre voi și-a făcut diferența dintre venituri și cheltuieli. A fost cineva curios să vadă dacă a cheltuit mai mult decât a încasat sau a reușit să iasă pe zero la sfârșitul lunii, cel puțin. Rica, vrei să zici ceva? Nu, am pornit microfonul din greșeală. Ai făcut vreodată o diferență între ce banii pe care i-ai acumulat într-o lună și ce ai cheltuit? Să vezi cât ai încasat și cât ai cheltuit într-o lună? Ai fost curioasă? Da. Da, și cum iese de obicei balanța? Am nevoie de bani. Deci mai ai nevoie de bani, ajungi la concluzia că la sfârșitul lunii mai ai nevoie de bani. Da. Ok, mulțumesc. Acest exercițiu în care punem în balanță banii pe care îi acumulăm și ceea ce cheltuim, poartă numele de buget. Da. Atunci când ne planificăm, da? Bugetul în sine este o planificare financiară și ea poate să fie pe o lună, poate să fie pe un semestru sau poate să fie pe un an de zile, ideal ar fi. Da? Și acest buget este compus de ceea ce am discutat până acum, din venituri și cheltuieli, da? Pe care le estimăm. El se poate realiza, după cum vedeți aici, la nivel personal, familial și comunitar. Adică voi puteți să faceți în continuare, cei care ați făcut această contorizare a veniturilor, da? Și ceilalți, poate această interacțiune vă va ajuta să, sau să vă va motiva să vă faceți un buget. De ce ne ajută? Pentru că voi știți că veți avea o sumă fixă, cum sunt alocațiile. Da? Parcă, din ce am înțeles de la ceilalți elevi, undeva la 240 de lei. Deci pentru voi acest
această sursă de venit este un venit fix, da? Pe care știți că îl veți avea la dispoziție pe parcursul anului școlar. Da? Ei, raportându-vă la acest venit fix, da? Puteți să faceți anumite cheltuieli. Acesta este un exemplu. Da? Acesta ține de bugetul vostru personal. Totodată, este recomandat să existe un buget, poate vă puteți încuraja părinții, dacă nu o fac deja, să-și facă un buget familial, mai ales în aceste vremuri de incertitudini, cu atât mai mult este necesar un buget la nivel de familie. Dincolo de criza militară de la granițele noastre, este și acest pericol al inflației, care va crește. Colegii mei estimează o creștere de peste 10%. Inflația, adică, practic, din bani vom pierde o valoare de 10%. De aceea, făcând un buget la nivel de familie, vom putea să ne coordonăm veniturile de care știm că pe care le vom avea și, totodată, ne vom raporta la cheltuieli în funcție de necesități mai mult. Da? Va trebui anumite dorințe să le ținem în frâu, ca să zic așa, în următoarea perioadă. Dar există o speranță că se va, după fiecare perioadă de criză, există o revenire economică. Dar atunci când există aceste incertitudini în piață, este bine să fim mai temperați cu cheltuielile noastre. De aceea, la nivel de familie, este necesar, ne ajută un astfel de instrument financiar al bugetului și să ne raportăm pe cheltuielile esențiale și să nu ajungem să ne împrumutăm. Alte forme de buget sunt, probabil ați auzit, la nivel comunitar. Adică mai mult putem să vorbim despre mai multe familii la un loc. Dacă locuiți la bloc, sunt asociațiile de proprietari care, la rândul lor, este bine să aibă un buget pentru cheltuielile neprevăzute sau cele necesare blocului de întreținere. Sau mai putem vorbi despre un buget la nivel local. Da? Autorităților local, bugetul de sector sau bugetul primăriei sau bugetul unui județ. Da? Sau putem vorbi despre bugetul țării, care a fost aprobat la începutul anului prin Parlament, da? Unde sunt distribuite toate cheltuielile și veniturile care sunt așteptate la bugetul țării. Da? Se face pe anul următor. Da? Sau vorbim despre bugetul Uniunii Europene la nivel internațional. Da? Prin care se alocă fondurile europene. Da? Vedeți că la forme de organizare mult mai complexe, sociale, este nevoie de acest buget. Bun. Aici am enumerat aspecte ale importanței utilizării unui buget. Multe au decurs din cele expuse adineauri. Și așa atingem un pic la final partea de economisire. Atunci când reușim să cheltuim mai puțin decât ceea ce încasăm în decurs de o lună, reușim să facem economii. Reușim să punem bani deoparte. Aceasta înseamnă economisire. Reușim să punem bani deoparte. Da? Atunci când cheltuim mult mai puțin decât ceea ce încasăm. Da? Bunicii noștri aveau vorbă, bani albi pentru zile negre. Da? Cei care ați făcut sau familiile care au făcut astfel de economisiri trec mult mai ușor prin perioadele acestea de incertitudini. Da? Este un stres mai puțin, ca să zic așa. Cum putem să realizăm, să planificăm un buget? Nu știu dacă ați auzit de această regulă 50-30-20. Împărțim în trei veniturile pe care le avem, da? Pe care le estimăm, în funcție de necesități, nevoi. Eventual, dacă reușiți, dacă se reușește 20% către economii, deja să se vireze către un conturi de economii sau diferite forme de investiții. Și 30% maxim pentru dorințe. Da? Pentru că, într-adevăr, suntem totuși oameni. Atunci când muncim sau când depunem un efort pentru
realizarea unor anumite câștiguri sau venituri, este bine să ne automotivăm prin, nu știu, anumite dorințe, prin anumitor dorințe sau, să zicem așa, mici răsfățuri. Da? Pasiuni și așa mai departe. Da? Aceasta este regula. 50-30-20. Da? Cei care sunteți buni la matematică reușiți destul de repede să faceți iasă. Cine reușește să-mi zică cât este 30% din 240 de lei, cât aveți voi alocația. Ia să văd, Sebastian Dorin, mă bucur să văd. Te ascultăm, Dorin. Sebastian. Te poți lua de pe mult, Dorin, Sebastian. Dobrin, pardon. Dobrin, Sebastian. Deci cât este 30% din 240 de lei? 72 de lei. Da, deci de 72 de lei vă puteți lua, nu? Într-o lună de zile. Da? Nu știu câte aspecte vă puteți permite sau vă puteți achiziționa, nu? Dar vedeți cât ar trebui să alocați pentru ceea ce vă doriți în decurs de o lună. Da? Să vă încadrați în acești 72 de lei maxim. Da? Atunci, mai ales când cereți bani de la părinți. Da? Bun. Mulțumesc. Economisire poate fi planificată. Da? Deja se poate pune 20% din veniturile pe care le aveți, da? Pe care le estimați că le veți avea, deja puteți să alocați într-un cont de economisire, da? Într-un cont de economii, cei 20%, atunci când vă planificați bugetul, chiar se pot face plăți automate acum, băncile comerciale pot permite aceste plăți recurente, dar tot o altă formă de economisire este atunci când la finalul lunii reușim să constatăm că avem un excedent, se numește, atunci când diferența dintre venituri și cheltuieli este pe plus. Da? Probabil de deficit ați mai auzit, atunci când avem cheltuieli mai mari decât veniturile, se poate ca într-o lună de zile să avem excedent, adică să avem mai mulți bani și luna următoare să avem deficit. Da? Deficit. Probabil ați auzit deficitul bugetar al țării. Știrile economice, da? Trebuie să te încadrezi într-un anumit deficit. Țara noastră, fiind membra Uniunii Europene, nu ar trebui să depășească un deficit bugetar de 3%, da? În decursul unui an de zile. Bun. Este bine să vă deprindeți această abilitate de a economisi, atât prin a pune direct la începutul lunii sau atunci când luați alocația sau diferite forme de venituri, cei 20% către borcanul sau către plicul de economii și totodată la finalul lunii, atunci când avem când reușim să realizăm mai puține cheltuieli. Bun, e foarte important să deprindem aceste abilități financiare, da? Pentru că vom avea o relație mai sănătoasă cu banii, adică nu vom mai fi stresați, nu am nevoie de bani, trebuie să cum fac rost mai mult, iarăși nu mi-ajung, adică sunt niște comportamente care e bine să le avem sub control în mod rațional. Da? Și vom avea o relație mai rațională cu banii decât emoțională. Da? Bun. Ce ne ar putea ajuta să economisim sau motiva e să avem un obiectiv. Așa cum a spus Luana, da? Are nevoie de o pereche nouă de Adidas, da? Un obiectiv, cât costă, încerc să pun deoparte suma respectivă. Deci atunci când ne
țintim un obiectiv, suntem mai motivați să strângem banii respectiv. Totodată să încadrăm în timp, da? Următoarele luni, da? Două luni, vreau să economisesc suma respectivă și bugetul ne poate ajuta să avem un plan de acțiune. Aș vrea să mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, pentru că am depășit cele 30 de minute, aș vrea să văd dacă sunt întrebări față de cele discutate sau reacții și aș putea continua dacă sunt întrebări. Aveți întrebări față de cele prezentate până acum sau aveți ceva care a tresărit în voi așa legat de această relație cu banii? Dubii, neclarități, comentarii? Mi le puteți adresa și în chat dacă aveți oarecare reținere, adică pe chat către mine. Adică puteți să scrie și în chat. Și voi încerca să răspund. În regulă, dacă nu aveți întrebări, să continui cu prezentarea. Mă puteți întrerupe dacă între timp puteți ridica mâna și dacă apar întrebări de acum încolo, fără nicio problemă, fără nicio reținere. Bun. După ce ne-am făcut acești pași așa pentru a economisi, ia să vedem. În chat. Avem o întrebare în, da. În chat. Cum să dezvoltăm curaj. Spiritul antreprenorial? Educația financiară este necesară ca bază pentru orice antreprenor. Un bun antreprenor, în primul rând, ar trebui să fie educat financiar. Totodată, dacă el reușește să-și planifice financiar, să-și realizeze un buget, deja a făcut un pas considerabil pentru a păși pe acest drum al afacerilor. A fi om de afaceri nu este ușor, nu oricine poate face și eu am încercat, dar nu mi-a ieșit, dar e bine să încerci. Da, este bine să încerci. Deci prin educație financiară se poate dezvolta acest spirit antreprenorial. Pentru că atunci când pornești o afacere ai nevoie de un plan de afaceri, un business plan se numește. Probabil cei care faceți educație antreprenorială sau o veți face în clasa a 10-a, va trebui să realizați un plan de afaceri. Da? Și atunci când vă deprindeți o abilitate de a vă face un buget, de a vă planifica financiar, deja aveți baza pentru a deschide o afacere. Adică să știți câți bani vă trebuie pentru a realiza un produs sau a vă deschide firma sau pentru a cât vă costă ca să puneți pe picioare afacerea și totodată pe ce veți cheltui, da? Câți bani aveți la dispoziție sau de cât aveți nevoie. Dacă apelați la un împrumut bancar, spre exemplu, și cum veți cheltui acea sumă, astfel încât să aveți profit. Vedeți, am vorbit despre buget. Diferența dintre venituri și cheltuieli ne dă un excedent. Da? Avem, dacă este pe plus, vorbim despre un excedent. Nu? Plus. În cazul unor companii, unor oameni de afaceri, ei urmăresc profitul. Diferența dintre costuri și venituri, da? Dintre vânzări, ceea ce reușesc să vândă și costurile pentru a vinde respectivul produs. Și acolo este tot așa o
active și pasive, mă rog, se intră un pic în domeniul contabil, dar la fel este de urmărit un buget, da? Un buget, un plan. Da? Atunci când reușim să vindem mai mult și la costuri cât mai mici, da? Reușim să avem un profit mai mare. Da? De aceea, dacă reușiți încă de acum să faceți un buget, aveți un pas în plus către această dimensiune antreprenorială. Cum am putea economisi și gestiona mai eficient banii ca adolescenți? Păi, în primul rând, atunci când controlăm cheltuielile. Aceasta este primul pas în gestionarea mai eficientă a banilor. Vă concentrați asupra cheltuielilor. De acolo putem economisi. Atunci când ne gândim de două ori înainte de a cumpăra ceva. De exemplu, când mergeți la cumpărături, poate e un sfat banal, este bine să mergeți mâncați sau cel puțin să beți un pahar cu apă, pentru că având senzația aceasta de foame, suntem tentați să cumpărăm mai mult de mâncare sau dacă ne ducem la cumpărături să cumpărați ceva, nu știu, în supermarket, vă duceți să cumpărați flori, poate cum a fost acum de martie. V-ați dus în supermarket, dar vă era foame, hai să-mi iau și un baton. Că, na, să-mi potoliz. Adică poate să fie și un gest inconștient. Atâta timp cât reușiți să vă raportați pozitiv în relația cu banii și mai mult rațional decât emoțional, veți gestiona mai eficient banii, chiar de la această vârstă, pe care știu că sunt multe tentații, e un spirit în dimensiunea voastră socială, să fiți împiși, să cheltuiți, să aveți anumite lucruri. Da? Și prin economisire, punând acești bani deoparte, renunțând la anumite cheltuieli, sunt aplicații prin care sau puteți în relația cu banca, depinde dacă aveți deja un card bancar sau nu. Sunt aceste conturi de economii pe care majoritatea băncilor le oferă. Nu este o dobândă considerabilă, dar cel puțin vă ajută să nu vedeți banii respectivi, așa să ca și cum i-ați avea un portofel sau în aplicația de card, a cardului, dar totodată vă ajută să primiți și o mică dobândă care vă protejează față de inflație. Totodată acea dobândă pe care o primiți din contul de economii nu este impozitată. Statul român încurajează economisirea dacă reușiți să puneți acești bani deoparte în contul de economii. Va fi foarte bine pentru voi, mai ales dacă economisiți pentru facultate sau când veți ajunge la facultate. Vor fi bine veniți atunci. Ne recomandați să investim în cripto. Wow. Da, e din ce în ce mai des întâlnit această întrebare în rândul vostru. În perioada pandemiei știu că ați fost bombardați cu și aveți videoclipuri pe Instagram, adolescenți, poate tineri, așa, care spun, uite ce ușor am făcut eu bani din cripto, din nu știu ce, investiții, acțiuni și așa mai departe, să vă învăț eu cum am făcut bani ușor, dar puneți-vă următoarea întrebare. Câte videoclipuri ați văzut că au pierdut bani din cripto sau din investiții? Ați văzut vreun videoclip în care să recunoască cineva că a pierdut bani din acțiuni sau din cripto, mai ales în perioada de la începutul anului sau anului acesta în care toate piețele s-au dus în jos și în cripto și să zică, le-am pierdut, care să, chiar de mijlocul verii trecute, da, a fost o decădere. Da? Cripto este domeniul care are, din punct de vedere tehnologic, viitor, este văzut ca un activ foarte, foarte, foarte riscant, da? Cum îți pot aduce în câteva zile
profituri mari, îți pot aduce pierderi la fel de mari. Da? Necesită foarte mult timp, ca orice achiziție într-un activ foarte riscant, este bine să vă documentați și voi aveți timpul limitat. Cea mai mare investiție din punctul meu de vedere este în educația voastră. Acum, prin această publicitate de care beneficiază, știu că sunteți, că am mai primit această întrebare, dar este un activ foarte, foarte riscant și nu vă recomandăm, pentru că vă dezvoltă și mai mult relația emoțională cu banii. Și nu este, părinții, întrebați-i pe părinții voștri de ce s-a întâmplat cu Caritas de la Cluj, dacă nu mă înșel, sau cu FNI, în care se promiteau bani de 8 ori peste într-un an de zile și cum au dat faliment. Acest domeniu crypto, puteți să vă notați, poate să fie un sistem pe care noi economiștii îl denumim scheme Ponzi, da? În care trebuie să atragi cât mai mulți oameni, da? Cei care au intrat la început vor câștiga, iar cei care intră la final vor trăi faptul că au pierdut bani. Da. Deci acesta este punctul de vedere al ca tehnologie, da, este tehnologia aceasta a blockchain-ului este uluitoare, dar în raport cu în primul rând, dacă nu știți să economisiți, nu știți să puneți bani deoparte, adică să cheltuiți mai puțin decât venituri, nu recomand să investiți. Cu atât mai mult, adică nu ar trebui să faci investiții dacă nu știți să-ți faci un buget, nu știți să-ți gestionezi cheltuielile. Cu atât mai mult, dacă nu ai un cont de economii, nu ar trebui să te apropii de investiții. Ba mai mult, nu trebuie să investești bani pe care nu-ți permiți să-i pierzi. Sau, poate mai grav, e să te împrumuți. Cum s-a întâmplat, întrebați-i pe părinții voștri, cum s-a întâmplat cu Caritas sau cu FNI, în care s-au împrumutat de bani de la rude sau mai rude din bănci și s-au dus, i-au depus acolo și s-au pierdut. Bun. Alte întrebări? Nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Ce sunt? 45? Da, cred că aproximativ 10 minuțele cel mult. Ok. Mai sunt întrebări? Mai aveți întrebări? Față de cele menționate? Ok. Atunci, haideți să încheiem cu niște sfaturi, dacă tot am ajuns să mi-ați cerut sfaturi. Da? Deci, puneți-vă semne de întrebare referitor la cripto. Câte videoclipuri sau așa oameni au recunoscut că au pierdut bani? Din asta. Bun. Dacă mai sunt, ridicați mâna și sau scrieți în chat. Chiar am atins așa tangențial ce să face cu banii economisiți. Da? Banii îi putem păstra acasă, la bancă sau pot fi investiți în, da, treptat. E bine să faceți așa treptat, să aveți niște bani acasă, apoi să aveți în bancă, nu? Și să investiți. De exemplu, cei care au investit în aur sau așa, acum prețul aurului în perioade de incertitudini, prețul aurului crește. Lumea se refugiază în aur în perioade de incertitudini, da? De crize economice. Să știți aceste cei care sunteți tentați să... Deci înainte să ajungeți la cripto, mai întâi mergeți către aur, acțiunile, da? Și aceasta este
o piața de capital, dacă ați auzit de bursă, da. Mă rog, voi nu aveți vârsta necesară să tranzacționați, dar poate cei care veți urma facultăți cu profil economic să veți învăța mai multe despre tranzacționare. Acum, bineînțeles, piețele de capital sunt în jos, în vremea de incertitudini, piețele de capital sunt pe minus și aici sunt acțiuni cu risc mediu, mic sau risc mare sau foarte mare de în funcție de randament, da, pe care îl promit, da, vă puteți da seama care sunt cu risc ridicat. Cele care vă promit un randament, un profit de, nu știu, peste 30%, acelea să știți că sunt cu risc mare. Obligațiunile, mă rog, poate să fie un subiect, sunt niște acțiuni cu gras redus, bunuri imobiliare sau de exemplu, cele mai comune investiții la noi românii sunt acestea în bunurile imobiliare. Adică cineva își cumpără în plus un apartament, o garsonieră sau o casă și îl oferă spre închiriere. Asta este cea mai cunoscută formă de investiții la noi în România. Dar totodată, în perioada pandemiei, cei care au avut aceste forme de investiții au cam avut de pierdut. Adică nu au avut mai deloc clienți. Da? Și este aici o întrebare. Unde credeți că e mai bine să vă păstrați bani? Adică ori în pușculiță, ori la bancă. Și să aveți și să argumentați de ce. Cine poate să-mi zică? Ia să vedem. iPhone. Eventual să spui și numele, te rog, că îmi apare iPhone. Te rog. Todorus Vivi. Așa. Da, Vivi. Eu aș mi-aș pune economii de la bancă pentru că sunt în siguranță. Și ar mai fi și aur pentru că, de exemplu, dacă am luat acum 3 ani aur, a crescut și avem profit. Da, 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 da. Și se poate păstra la bancă, da? Să nu ții acasă, că este mai în siguranță la bancă. Foarte bine, foarte bine. Mulțumesc. Vivi. Da, un argument considerabil este acesta de securitate. Da, de securitate. Și apoi, la bancă, dacă ținem banii acolo, față de acasă, nu prea îi vedem și știm că sunt acolo, e greu să merg la bancă până scot să fac niște formulare și tot acest demers, într-un fel, te împinge să-i cheltui imediat. Față dacă îi avea bușculița acasă, îi vezi un plic, te uiți la ei, vezi că s-au adunat mulți, ce pot să-mi iau cu ei? Adică e o tendință de cheltui foarte repede. Da? Ok, mulțumesc pentru intervenție. Aici v-am pus câteva avantaje, da? Privind economiile păstrate acasă, da? Aveți acces foarte ușor la el. Asta este un aspect, da? Mai ales dacă apare o urgență, nu știu, vi se sparge ochelarii sau mi se sparg ochelarii sau, nu știu, e o durere de măsea. Nu ne dorim cu acel probabil. Fiecare dintre noi am trecut și trebuie să mergem la medicul dentist. Da? Avem ușor mai acces mai ușor la ei să mergem să plătim. Dezavantaje, am menționat și Vivi, da? Nu sunt în siguranță. Există tentația de cheltui foarte ușor, chiar și pentru lucruri importante și, da, nu primești acea dobândă care te protejează parțial în fața inflației. Ok. Mai departe, avantajele economiilor păstrate la bancă, deci sunt în siguranță împotriva hoților, chiar dacă o bancă este, cum îi zice, atacată, cum vedeți prin filme, de către hoți, se fură banii de acolo, din seif și așa mai departe,
voi veți fi protejați. Clienții sunt protejați de acești bani. Există chiar și un fond de garantare. Da? Chiar dacă banca va da faliment, acest fond de garantare, cum s-a întâmplat în cazul companiei de asigurări, și la asigurări există un fond de garantare, veți primi banii pe care îi aveați în contul de economii sau în depozite. Văd că este o întrebare pe chat. Acum se pot face bani din rețelele de socializare. De exemplu, dacă pe Instagram avem peste 500 de urmăritori și recomandăm un site la poveste, putem primi câțiva bani. Ce părere aveți? Da, aceasta este o formă specific culturii voastre pe care voi o gestionați mai bine decât mine. Pentru aceasta e nevoie de anumite abilități, să reușiți să acaparați un anumit număr de urmăritori, depinde și de abilitățile voastre de orator, de a vorbi în fața camerei, și subiectul pe care îl alegeți. Totodată, un astfel de cont de Instagram presupune, ca să aveți mulți urmăritori, presupune mult timp dedicat. Este o formă de antreprenoriat prin care puteți să-l exersați în clasa 10-a și să vedeți dacă vă iese, dar totodată să aveți în vedere că rupeți din timpul alocat studiului. Mai bine studiați și învățați, vedeți că cei mai mulți urmăritori, exceptând vedetele care așa, dar mai ales în partea aceasta economică, cei mai mulți urmăritori sau care câștigă din postarea de videoclipuri pe rețelele de socializare sunt cei care au studiat, care au studii, nu știu, chiar și în afară, MBA în Londra, sau sunt acești coach life care au făcut cursuri de, după ce au făcut facultatea de psihologie, au mai făcut un curs de experiență în America, nu știu, în alte țări sau lângă oameni care au avut un impact, nu? Profesori universitari din alte țări, și deci puneți în balanță acest lucru. Eu aș miza pe a vă continua studiile și cea mai mare investiție, să știți, că este în educație. Da? Mai ales timpul pe care aveți la dispoziție acum pentru a-l dedica studiului pentru școală. Alocați-vă timp și pentru a fi autodidact, să învățați ceea ce vă place. Probabil nu toate materiile vă sunt, nu le simțiți, nu rezonați cu toate materiile, dar cu cele care rezonați, documentați-vă mai mult. Sunt oameni pe Instagram care vorbesc de istorie foarte frumos și se documentează. Plus că istoria, mai ales în perioada noastră, este un pic așa acaparată de anumite și este, cum îi zice, modificată, necesită foarte mult timp, da? Să reușești să vezi adevărul istoric și să-l pui într-un anumit context. De exemplu, și sunt urmăritori care fac Instagram. Da? Asta este părerea mea legată de atâta cât, bineînțeles, limitată. Da? Dar cei care reușesc pe educație financiară necesită foarte multe studii. Mai avem, domnule Bradu, o întrebare și cred că după putem să încheiem. Ca să nu ce părere aveți despre minorii care fac bani din programare? Dacă reușiți deja de la această vârstă să stăpâniți părțile acestea de IT, să le înțelegeți cum funcționează. Eu am studiat matematică informatică și m-a ajutat în cariera mea profesională. Domeniul IT este de viitor, dacă nu neapărat să faceți acum bani, dar dacă reușiți să rezonați cu materiile legate de informatică, domeniul IT este cel care a crescut destul de mult și vă veți găsi foarte ușor un loc de muncă și bine plătit.
oriunde în lumea aceasta. Bun, dacă mai este vreo întrebare rapidă? Nu mai este? Da, okay. Cred că Da, e din capacitatea de concentrare. Da. Credeți că putem încheia aici? Da. Okay. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și vouă vă mulțumesc că v-ați rupt o oră din programul vostru de azi și vă urez o zi frumoasă în continuare și spor la treburi. La revedere, spor la economisit. Și la economisit mai ales. Mulțumim frumos, o zi bună tuturor!